mulți ani, la mulți ani tuturor! Nu ne-am văzut de un an de zile! La mulți ani la toată lumea! Un an nou bun! Cu bucurii, fericire, liniște, pace și sănătate! Fratele Ionel pe spate! Spune ceva, frățiorul meu! La mulți ani! La mulți ani, numai bine, sănătate! Toți fanii noștri, sănătate și un an bun! La toată lumea, numai la fanii tăi, băi! Și fericit în continuare vă dorim. Așa, ceva. Am început anul nou în forță, băi. Zic, ai început în forță și că anul ăsta o pocnim rău tare. Facem nota anului. Cea mai frumoasă notă ți-o face Adrian. Dar spune-i cu cine te însori. Nu mai, surpriză, surpriză, nu mai. Băi, anul ăsta o să fiu un așa mare. Facem nota lui Ionel. Promit. De două ori suntem. Da. Și cu siguranță o să o facem mai așa, se pare mie, și mai strânsă și o facem la Paris. Bine, Ionele! Acum să mă prind și mă să nu știu. Melodia mea care mă reprezintă, mi-a cântat-o Sara Life. Lumea, băi! Casă de piatră, casă de piatră, lumea! Lumea, gata, casă de piatră, alea, alea. Mulțumesc, 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 mulțumesc și eu. Mulțumesc. Spune-mi, Mireasa, o arăți doar când la biserică, când vine că moaz. Ia! Dar nu poți să mă, cum e viața, nici femei, nu e ca tine, cum să tu fii tăi, nu e de femei, ia mă viața.
moldoveni, Rusia. Să moară familia mea, dacă nu sunt puternic maximă, dacă nu sunt mai puternic ca în toți anii. Auzi? Băi, să moară familia mea, dacă nu mă simt în putere și sunt și am o forță de taur, de urs de ăla sălbatic, dacă n-am intrat în anul ăsta în forțe maxime, să moară familia mea, dacă nu ce le-am pus gheață la inimă, la toți, la toți, anul trecut, anul ăsta, dublăm miza, dublăm miza, pun pareu, pun pareu, dublez. Pun pareu, dublez miza, că la voi se simte criza. Să moară cu și noi. Păi e, mă! Zi-o, nene! Mai ales că facem nunta șmecheră. Anul ăsta, da, așa e, adevărat. Băi, să moară familia mea, de vorbesc la mijloc, nu vorbesc adevărul. Dacă nu sunt în forță maximă, în putere maximă, și de nu vreau să demonstrez că urc și mai sus în toate privințele. Ascultați și vă zic eu vouă și vă demonstrez prin fapte. Ați înțeles? Și mai mult ambiția e din cauza voastră, că aveți năduf. Mulți, mulți și apropiați și lumii și alea, aveți năduf urât tare de tot. Ați înțeles? La mocarul ăsta meu și una la mână. Ambiția e una față de voi și a doua ca om, ca pentru mine așa, cine sunt eu. Ați înțeles? Adrian Beleaua, power. Adrian Beleaua de la Iași. Adrian mă cheamă. Da, dar problema e că tu faci pentru soție și copii. Da, una știi peste alta, nu am zis una o fac ca om, pentru mine că îs cine îs, sunt cine sunt. Și a doua mă ambiționează chiar răutatea oamenilor. Ai înțeles? Ai înțeles, mă? Și am mâncat ieri, am băut amale alea, am dormit, m-am trezit, iar am mâncat o ciorbă de cocoș, am mâncat niște cărniță, mi-am încărcat bateriile și am dormit vreo 2-3 ore. Băi, uite că mă jur, să moară familia mea, dacă nu m-am trezit cu o forță înzecită rău tare de tot. Și am niște opțiuni și niște din astea, niște directive acum în viață, urâte, rău tare de tot. Ați înțeles? O să fie bine. Ce înseamnă directive urâte? Adică să le dai peste nas? Nu, să ajung undeva da, sus, unde așa, mi-am propus aseară. Da. Și o să ajung, că își meche. Ca să nu mai aveți năduf, într-un an ne mutăm la Dubai, bă! Și bă, o să mă sun... O să vă stai, fie dor stai, de sunt mortă, dita. Să moară, să facă, să dreagă, dacă nu mă mut la Dubai, la Nea Ștefanca, că am și eu acolo, nu știu, ori soții, ori amanta la un șeic, care sponsorizează mocarul ăsta meu, că șmecher, că frumos, și o să fie bine. Am eu acolo, am și eu acolo o doamnă care place de mine, că eu nu sunt... mic, gras și urât și măcar un mic. Una peste alta, stați unde vă este locul și faceți pumii la gură ca calul la hau, că fratele vostru e bine și o să fie și mai bine. Și v-am zis și m-am jurat și mă jur pe copiii mei, dacă nu îți forță, dacă nu îți forță și mai power ca niciodată. Nu eram nici la 20 de ani, ci acum. Acum scop de viață mai bine și mai zecit în toate privințele. Ați înțeles? Și o să vă demonstrez eu o probă de șmecherie și de smardoială și de tot ce vreți voi. Că șmecher. Adrian mă cheamă. În schimb, să mă ajut pe copiii mei. Dacă nu-s bine, sunt liniștit, sunt fericit. Iubesc, sunt iubit și mă bucur de familia mea, de copiii mei și... Mă puternicește răutatea voastră. Ați înțeles? Deci răutatea voastră și năduful vostru pe mine mă înalță. Mă înalță. Mă înalță.
Da, ce vroiam să zic, eu sunt mai calmă, mai liniștită, mai relaxată. Da, eu și eu să moară familia mea dacă nu să... Lui dați putere, pe mine mă relaxați, lui dați forță. Vreau să vă transmit un singur lucru. Prin tot ceea ce faceți, mie, unașul Adrian, ne demonstrați câtă invidie puteți să aveți. Și răutate, pe toate realizările noastre, pe tot ce facem, că suntem bine, că suntem sănătoși, că în primul rând trebuie să avem sănătate. Bine. Și voi ce să vă spun, băi, dacă nu vă haliți și nu vă nădușiți unul de altul, da. Găsiți-vă, băi, partenerii de aia! Câinilor! Nu, băi, lasă să-și găsească partener, n-ai văzut că se plânge cu arimică și nu mai atinge unde trebuie. Să-și caute amant, tati! Caută unul cu piciorul 42! 43! 43, scuze! Caută-i după încălțări! Dacă are pisti 39, e bun! Că el știe, poartă 39, mic! Ești nebună, bă, nu lasă, știi! Stai încolo! Băi, una peste alta! Stați unde vă este locul, că stați bine. Înădușiți-vă în continuare cu năduf. Faceți pume la gură, cacalul la hau. Și fiecare să-și vadă de traseul lui. Hai, lasă, nu ne închidem. Hai, că nu vreau să înjur, să fac, să dreg. 1 ianuarie 2022 avem alte opțiuni, vrem să ne facem talentul pe la Dubai. Pe la Paris. Nu avem timp să băgăm maturatorii de stradă în seamă. Nu avem timp să băgăm șoarece ăștia mici în seamă. Stați unde vă este locul, că stați bine și nădușiți-vă acolo. Și v-aș vorbi prostii, să fac pe voi. Nu, știi? Noi ne certăm, tu te cerți numai cu oameni care sunt pe aceeași linie de plutire care cu tine, Adrian. De competența mea, ei sunt niște șoareci. Ce-i sub tine? În fine, hai să fii sănătoși, una peste alta. I love you! I love you! Să fii și bine! Sănătate la toți, bucurii, fericire și... Oh!
mă vrea președinte. Nu, no, mai întâi primar, hai să o luăm așa. No. Nu, băi, fraților, eu sunt din alt sistem, altă lume. Frate, mi-e Bogdanel, eu sunt din altă lume. E nou starea de la KFC. Tu joci în altă ligă, ești bine. Nu, fraților, asta este, știi, toată lumea să moară, familia mea, din nou. Eu joc în altă ligă, alții sunt jos. Unde le este locul și menirea. Fratele vostru e Champions League. Champions League. Băi, ca asta mai vreau să zic. Să moară familia mea dacă am figuri ca alea, că să mă parades ca alea sau cu tare. Nu să învăța să moară mama, că cunosc și viața de și viața de jos. Cum să zic, știu și de viața de jos, știu și să ai și să nu ai, cum ar fi vorba aia, știu să trăiești într-un palat cu un pat de mătase, știu să dorm și să-mi pot chiar, ai înțeles? Că toți în felul nostru am fost necăjiți, am fost alea, știi? Și alea. Dar uite că cum în viață fiecare cu norocul lui, cu mirul lui, cu mare băiatul ăsta, Ionel, mirul pus în frunte și e bine. Și alea? Stai! Nu alea, nu că, vai domnule, am prins, că am făcut și alea și am vorbit să moară mama, dacă nu eu sunt același, numai că te înrăiește lumea. Te înrăiește lumea și te răcește și te obligă să fii rece cu unii și mai îndepărtat. Că-s proști și... Că-s proști și invidioși și oameni răi. Ai înțeles? Oameni răi. Se hrănește cu invidii și cu ură și cu alea și de asta Dumnezeu nu le dă una alta, stai, nu le alea, dar ca să înțelegeți, nu alea, că știu ce înseamnă și pușcăria, știu ce înseamnă și să fii, să nu ai și să ai, că am mâncat în viața mea tot ce au vrut mușchii mei, am mâncat la cele mai tari restaurante, am plimbat și eu, m-am plimbat toată Europa asta, am mâncat în cele mai lux, de lux restaurante, am mâncat ce au vrut inima mea. Știu să mănânc și o șaorma, știu să mănânc și un vițel. Nu e să zici că, bă, eu mamă, ăsta de acum suferă de el. Nu, sunt același, numai că te mai răiește lumea asta proastă și invidioasă și rea. Înțelegi? La una peste alta, vă doresc la toți sănătate, bucurie, fericire, tot binele de lume și sănătate, libertate și să fiți sănătoși. Da? Adrian Beleaua de la Iași, vă pupă și s-o mai cărăs, s-o mai cărăs. Puteți să vă luați, vă luați cineva mirul din frunte lui fratele meu, geamă lui Ionel? Niciodată! La orice om, îi puteți lua orice, numai norocul nu îi puteți lua. Ai înțeles? Vreau să vă povestesc și eu ceva. Zilele trecute a sunat un om de la București, un avocat foarte tare, nu vreau să-i dau numele, care îl apreciază pe Adrian, că Adrian oricum îl iubește foarte mult lumii, că așa e el, nebun, nu-i pe treaba lui. Am și eu talentul meu, se pare mie. Dar, în schimb, n-are nici 3/4 din România asta inima lui Adrian, asta vă garantez eu, știe toată lumea asta. Ăștia care mănâncă rahat cu polonicul, nu mai mănâncă cu lingura, fii sănătoși. Și l-a sunat avocatul ăsta pe Adrian și i-a spus: băi Adrian, îți spun și eu așa un sfat, vrei să-l asculti bine de bine, nu faci cum vrei tu. Dacă ai așa o familie de frumoasă, ești la un alt nivel, ai înaintat și ca mentalitate, și ca afaceri, și ca nu mai ești pe sistemul ăla din nebun, ți-ai revenit, te-a maturizat și pușcăria, și greutățile. Nu mai băga, frate, în seamă soarece toți care nu-s din competența ta. Și chiar o să-i urmăm sfatul și îi mulțumim pentru sfatul că vi l-a dat și așa e. Înțelege omul respectiv. Da, cine el o să ne asculte și o să audă că l-am ascultat. Da, nu știe. Da, eu am 3 copii frumoși, sănătoși. Copiii mei toți. Sănătate la toți. Da, la toată, la toți copiii. Nu ne bucurăm de rău la nimeni. E al doilea an care fetele mele
mamele iau bursă de merit, băgăm pregătiri în ele, ne așteaptă un examen, n-am timp eu să stau să mă cer cu toate borăturile astea ieftine. Dacă le scutur de două ori, sar din ele purici, păduci și jec. N-am cum să mă cer. Mici, șoare, da, asta. Și vreau să-i mulțumesc domnului avocat că l-a ascultat. Eu dat sfatul ăsta lui Adrian și Adrian chiar l-a ascultat. Vă salutăm, domnul. Trebuia să-i spun la om. Unde mai acolo ai intersecția la trecere? Da, mă, ce să zic? Să le dea Dumnezeu la fiecare după inimă, după suflet, da? Tot poți să spun. Da. Aș zice eu multe, dar... Le dăm valoare și n-are... Îi înjosesc și le dau și valoare. Am ieșit, să mor eu dacă n-am ieșit, că am mâncat, am dormit, iar am mâncat, mi-am încărcat bateriile și am ieșit puțin să iau aer. Prin 1 ianuarie 2022. Și să dau și autoră două de oraș și mă duc acasă. Bineînțeles, cu fratele meu pe spate. Geamănul. Oh, te-ai activat, tati. Băi, fără spanac, el nu informă. O zis, Adriane, trebuie să fii calc cu bateriile și eu. El e papai. Și bine, ce dai spanacul? Pune-i în el. Fratele Vitale, te salută. La mulți ani, fratele Vitale, să trăiești, să ai. Băi, o, toti, fratele meu, puternicul, salutări, fratelo, multă sănătate, te pup! Opa! O văzut live-urile de-aseară, live-urile de Crăciun și i-am făcut cu spume! Da. Mă jur, băi, ne-am făcut cu spume și cu patima. Da. Ne-am văzut cu familia, cu frații. Băi, aseară ne-am adunat și noi cei dragi, alea cu tare, cum alea... Cum ne-am unit și cum ne-am distrat. Cum ne-ați văzut că ne distrăm cu alea, că bine ce aveți fraților. Sunteți așa proști, invidioși. Măcar să facă la o distanță de câteva zile live, dacă nu poți. Lasă-mă, dă-i în sloboz acolo. Da. Hai să ne treci, Mariane, te pup, nepoto. I love you! Băi, hai că n-am rost să vorbesc pe tema asta. Una peste alta, mulțumim lui Dumnezeu pentru tot și mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem sănătoși. Că avem, că nu avem, cea mai important e să fim sănătoși. Că dacă suntem sănătoși, nu ai anul ăsta, ai anul care vine. De exemplu, Ionel, fratele meu, geamă. Ia, Ionele, răbdare și cu răbdarea... Avem de câștigat toate. Ajungi, te însori, faci, te drăiești, alea. Toate la timpul lor. Timpul îi rezolvă pe toate. La fanii tăi din de cumperi un așa tarochi. De la Paris, de pe Champs-Élysées. Spune-le, da, din Lisbon. Da, o să vadă, măi, că o să facem live. De una, cumpăr la nașa mea un rochie de la Paris. De acolo. De la, de pe Champs-Élysées, măi. Da, măi. Ne-ți intră bănuți în cont, mergi cu nașa. Știi tu, legăturile cu Moscova, fratele meu. Astea, păi, da, trebuie. Băi, vă pup, ajung undeva, cumpăr ceva și revin cu un alt live. Vă pup, vă salut, vă doresc un an nou bun și sănătate, tate. Nu mai zic apă la popușoi, că o să fie bine. Hai, respect.